Bună dimineața! Este 8:25, am ajuns acasă de vreo 10 minute. Mi-am făcut cafeaua, am terminat sandwich-ul ăla, de la care, adică mănâncă jumate cam așa dimineața, și mi-am făcut cafea și am venit să editez. Nu am făcut aseară decât am încărcat alea și atât. Și acum dimineață. Bine, azi noapte n-a fost o noapte chiar așa ușoară, că el s-a tot mișcat și a foșnit pe un pat pe acolo și zicea că o deranjează ceva în gât. Eu cred că din cauza că cât am fost în AFI, ea și cu Ilinca, colega de la școală cu care ne-am întâlnit acolo, au alergat și au chicotit și au în continuu. Și mă gândesc că de la chestia asta, că a tot fost cu gura deschisă, nu știu. Că altceva nu, adică eu am îmbrăcat-o subțire, a avut tricou și cămașă peste doar, dar am plecat cu taxiul care ne-a luat în fața blocului și ne-a adus înapoi mama Ilincăi. Deci a fost, nu știu, să zicem, 2 minute. Deci n-ar fi fost ăsta motiv, în opinia mea, bineînțeles. Nu am găsit aproape nimic din ce voiam. I-am luat o cămașă de la H&M care avea și cravată. O să vă pun o poză aici cu domnișoara dimineață. Bine că i-am luat cravata și am pus-o la cămașa veche, că pe asta trebuie să o pun la spălat. Și... Mamă, câte de-astea sunt aici. I-am luat o gecuță, aia mov cu floricele albe, e de iarnă. E groasă. Astălaltă e de-aia, mai moale, lightweight sau cum îi zice. De la Zara. Și am mai intrat în Primark și am luat niște prostioare, chestii, lumânări, un alta. Am luat 2 lumânări ca să pun în suportul respectiv. Da, ar fi durat mult. Am 50 de minute filmate ieri, deci măcar o oră jumate, că sunt niște chestii care le scurtez și le pun cu muzica, le-am ia mai puțin, dar da, nu puteam să culc copilul așa târziu. Mama zicea că vine azi pe aici? Parcă așa. Că mi-a trimis ieri o poză ca un floric cartofi. Și parcă de sub zicea că mâine vin pe la voi. Parcă. Parcă. Nu mai știu. Hai să vedem, țac, 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 unde pac aici. Trebuie să intru în biblioteca asta de la YouTube și să mai caut și eu niște muzică. Merge. Că eu am aici mai mult astea de Crăciun. Bine că nu mai e chiar așa mult. Suntem în 11:10 astăzi. Deci o lună și nici 3 săptămâni până mă apuc să folosesc și ea. Dar bun, mă pun pe treabă, ne vedem mai târziu. E 10:10. Mai aștept un pic să încarce. Aș vrut să, nu știu, în următoarele 10 minute să termine, gen. Mi-e frig. Mi-a fost frig și azi noapte. Nu știu exact care e faza, dar e un sentiment nașpa. Simt așa, și sunt îmbrăcată gen... Adică am plovăr și pantalonul nu m-am schimbat în
tricou și colanți și chestiile care stau în casă. Sunt cu alea cu care am fost dimineață. Dar, ciudat. Asta s-a răcit, dar mi-era fric și când o beam cald, adică... Adică, nu știu, pam, 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 hai să pun altă de asta. My dear child, 1. Cumpărături și... Punem o poză cu niște sarmale. Să fac poza asta, doamne. Ok, 11 azi. Da. Aseară am din disperarea aia că, băi, nu găsesc crochii, sarafan, așa, sarafan mai, mă rog, nu crochii. Am intrat pe net și am găsit ceva de la Next, la Zalando. M-am uitat la ele, pam, 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 am pus niște chestii în cor, zic eu, bă, hai să mă uit la Next. Totuși, să văd acolo ce și cum. Am intrat la Next, într-adevăr, sunt mărimi diferite disponibile, sunt mult mai multe la Next, dar something went wrong. Nu mergea site-ul, ups, chestii se închidea, pa, ok, am zis, asta este, rămân la Zalando. Intru și acolo și la fel. Something went wrong. De fapt, ăla era cu ups, mi apărea alb și ups, ceva numai așa. Și la asta, când încercam să mă conectez, something went wrong, nu știu ce, la. Mamă, nervi. Și acum am intrat și am intrat la Next. Într-adevăr, m-am uitat la câteva chestii. Și am pus multe lucruri în coș. După care m-am răzgândit și am intrat la Zalando și încă erau alea în coș. Am șters una dintre ele, au rămas 4 chestii, da, și am trimis comanda și gata, aia a fost. Într-adevăr, ăștia de la Next au foarte multe chestii astea de școală. Prețurile sunt destul de acceptabile, sincer să fiu, adică am dat... Dar eu cred că mi-a venit mail de confirmare. Zana, mulțumim pentru comandă. Deci am luat un sarafan, că e ca un short de la cu X pe spate, gen cum erau uniformele așa. Ăla a fost 78 de lei, o rochie că are și spatele plin, adică tot așa cum, nu cum mâneci, 94 de lei, un cardigan 78 de lei și o cămașă albă 63. Acum erau seturi de 5 cămăși albe, de exemplu, 190 de lei. Și mi se pare ok că am tot dat 60, 70, 80 de lei pe cămașă, adică cumva m-aș ia ca prețurile să fie mult mai mari, la, cel puțin la Next, că pentru mine Next e magazin scump. Și mi se pare că sunt cumva gen 15-20 de lei peste H&M. Nu mi s-a părut la fel de mare diferența, când înainte diferența dintre ei mi se părea de la 50 de lei în sus. Gen, că într-adevăr ar fi mers mai ieftin, ar fi mers, dar da. Haide tu. Verificările durează mai mult decât de obicei, dar sunt încă în curs. Așa îmi place când mă grăbesc, că mă ajută YouTube, zice, hai să-ți dau să-ți meargă și mai greu. Da. Asta este. Planul pentru astăzi, trebuie să bag la spălat. Așa, o să bag o mașină, că peste jumătate de oră mie îmi sună alarma să mă pregătesc ca să plec așa. Trebuie doar să mă pregătesc, cred că nu știu ce mi-au pe mine. Nu știu. Așa, ia. Meteo ăsta. Nu am uitat că de fapt nu scrie. Sunt 10 grade. Și când mă duc să iau copilul,
Da, nu mi-arată ca pe telefon cu o oră mai încolo o să fie nu știu câte grade și mai departe. De cât poate să fie peste o oră? 2 grade mai mult. Deci 12 va trebui să mă duc cu ceva la mine. Copilul e în sacou, adică... Că iar nu m-am uitat dimineața la meteo. Da. Am stat să-i fac cozile, nu s-a șezat cum trebuie. Am luat un pic ondulatorul și am făcut așa colț, țâc, 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 deși cine știe când face pozele, dacă o să fie ok sau nu, da? 10:33, verificările sunt încă în curs. Da, deci o să intre târziu. Ăla de astăzi, pe care voi oricum ați văzut că deja a intrat. Că n-a ăsta de care vorbesc eu să intre mâine. Deci, nu știu la ce oră. Trist. A venit mama. Eu am printat ceva pentru mama Ilinca ca să la acordul ăla de, așa ca să completeze și asta de astăzi la doamna învățătoare și îmbrac și mă tirisc. Și am băgat paltonul în ghiozdan ca să-l duc căluței. Nu cred că-l ia peste sacou, cred că o să pun sacou, ceva. Vedem. Să nu-i fie fric totuși. Deci, uitați aici, eleva care Aha. vorbește pe nas, nu? Și mă supără foarte tare că vorbesc pe nas. Și pe mine mă supără foarte tare că vorbești pe nas, dar ai fost așa drăguță, deci ce face un accesoriu? Oh. Un accesoriu minunat. Trebuie să fac un pic de ordine pe aici, pe la accesorii la copil. Nu cred că ar trebui să o pun așa. Nu? Da. Pe aici are la curele și pe aici eu. Cam are mucișoruri cam mulți. Da. Sunt și eu un păturic aici. Și ne uităm la copacul dorințelor. Pe Netflix. Mi-e somn. Am adormit și o jumătate de oră, cred. Trebuie să meargă la bujuritul astăzi, dar nu vrea să meargă și... Oricum, îi curge nasul, nu? Noroc că mâine merge la salină. Mama e acolo la bucătărie să ne pregătească cât un mini platouaș cu biscuiți și cu fruct. Și face și mulțumim. Face și o plăcintă cu carne ca să își ia el la mâine la ea. Pară bun. Asta este o chestiuță pe care am cumpărat aseară de la Primark. Să-și facă spărgătorul de nuci singurică. Așa că asta facem acum. A fost 25 de lei. Eu un spărgător de nuci. Da, așa se numesc, nutcracker. Sunt doar înfundată. Are muci. E doar înfundată, dar de fapt are muci. Ia suflă nas. Hotărăște-te, odată o la muci. Ia uzi. Golește-l. Până mâine ești bine, stai liniștit. Stau liniștită, foarte liniștită. Mă bucur că stai liniștită, foarte liniștit.
Așa, drag. La fel cu șervețel, iei de acolo, ștergi, da? Da. Asta e bucătie, este rog. Așa. Șosete în picioare. Imediat așteaptă doar. Ok. Vești în public. E grea. Nimeni lucrez într-un platou TV sau într-un studio. Că nu trebuie să fie știrile. Trebuie să-ți prime seria. Știrile. Ultimul indiciu era prezint emisiuni TV. Sunt prezentator de televiziune. Răspuns corect. Sau greșit? Greșit, ce? Măcar cei de alții jucători au câștigat 3 puncte. Vedeți că a scăpat ceva acolo. Pentru 3 puncte sunt un fruct cu coaja verde sau un ob. Asta a făcut pe el. Nimeni un fruct? Ok, pentru 2 puncte. Cresc în ciorchii. Strugure. Strugure. Am avut aici, a dat ea. Ultimul indiciu era... Aia a făcut-o ea. Stai și pe asta. Oh, ce drăguță sunt. Sunt un strugure. Răspuns corect. Bate palma. Sunt impresionat de cunoștințele tale. Ai câștigat 2 puncte. Sunt un sport practicat de călugării Shaolin. Mai astea le-ai făcut tu, dar lăsăm să se răcească. Hai, nu știți ce practică Shaolinii? Două puncte. Karate. Karate. Zic că e Kung Fu. Ultimul indiciu era... Bruce Lee și un panda animat m-au făcut celebru. Sunt Kung Fu. Kung Fu Panda. S-au greșit. Oh. Oh, ai încercat. Ceilalți jucători au câștigat 2 puncte. Pentru 3 puncte, cad din cer. Ploaia. Ploaia. Celelalte indicii erau: la altitudini ridicate poți să mă găsești mereu. Ai nevoie de mine pentru schi și săniuși. Eram sigură că era zăpada. S-au greșit. Oh. Trebuie să gândești înainte să răspunzi. Cei de așteptători au câștigat 3 puncte. Doar jucătorul care apasă primul beton face răspunsul la următoarea ghicitoare. Avem voluntari? Este rândul tău. Pentru 3 puncte trăiesc predominant în apă, dar pot și să merg pe uscat. Asta e grea. Crocodil? Crocodil. Celelalte indicii erau: carapacea mea mă protejează. Broasca țestoasă. Sunt un lateral. Sunt un crab. Crab? A zis carapacea mea. N-am niciun semn. Ce departe a fost de răspuns? Ceilalți jucători au câștigat 3 puncte. Pentru 3 puncte, sunt un articol vestimentar pe care de obicei îl porți doar o dată. Rochia de mireasă? Rochie de mireasă. Celălalt de obicei. Erau... Balul? Nu, mama, asta este marșul nupțial. De cele mai mulți. Și se cântă când intri în biserică. Tam, 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 tam. O rochie de mireasă.
Răspuns corect. Te-ai descurcat de minune. Ai câștigat 3 puncte. Pentru 3 puncte. Sunt o insulă din Europa. O insulă din Europa? Marea Britanie? Nici o idee încă. Ok, pentru 2 puncte. Care mai e? Sherlock Holmes este cel mai renumit detectiv al meu. Asta este. La Londra. Marea Britanie, iubitoare. Marea Britanie. Ultimul indiciu era: locuitorii mei iubesc ceaiul. Sunt Regatul Unit. Răspuns corect. E tot aia e. Tot aia. United Kingdom, Marea Britanie, aia e. Răspuns. Bravo, ai câștigat 2 puncte. De ce 2 puncte? 3 puncte, că am zis de la început. Atunci când e fric. Căciul. Mama, trebuie să aștept și eu dau cu părere. Datorită mie, poți să faci bulgări de zăpadă fără să închizi. Mănuși. O pereche de mânuși. Vezi, trebuie să aștept. Măcar ceilalți jucători. Nu, fac așa de aia. Vreau eu să apăs. Jocul s-a terminat. Cine a câștigat? Eu. Am făcut câteva ture de riscă și ghicește și presupun că după ce îi trece lui la supărarea că n-am câștigat, mai face. Așadar, pentru că o să doarmă cum o să amare aici diseară, am zis să editez ca să le eliberez camera. Încă nu i-am pregătit ghiozdanul. Să-i dau o sticlă de apă, niște biscuiți de-aia, așa să aibă, eu știu, de... că are, pot să le dea mâncare acolo, șervețele. Mâine trebuie să fie fric, deci o să o îmbrac bine și îi dau ghiozdanul ca să-și pună hainele în ghiozdan să nu le pierdă, gen. Da. Ce este? Poți să-mi dau la ceva? Poți să-ți dai la ceva, poți să dai drumul la ce am pornit eu acolo. Ce ai pornit? Niște desene, hai. Dă drumul la ale. Bine. Bine. Și o să-i pun și când se răcește plăcințica asta, după aia îl fac ca să-i pun și două bucăți de ale. Să fie. Acolo. Dar ziua noastră cam asta a fost. O să, după ce termin, bag un duș și intru să citesc și eu ceva. Deci vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și ne vedem mâine. Ciao.